Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2014. Inițiator primar inginer Decio Barbacinski. Dacă sunt discuții? Aș vrea să exprim un punct de vedere vis-a-vis de sumă și nu despre ideea proiectului în sine, pe care eu o consider binevenită. S-a mai întâmplat în Focșani să alocăm bani pentru a face în sfârșit de an și sărbători mai frumoase copiilor din municipiu. În schimb, suma cred că este un pic cam mare și dacă mă gândesc, am citit de curând în presă faptul că domnul primar își exprima anumite rezerve vis-a-vis de faptul că dacă o să avem o zăpadă mai mare, dacă o să ne ajungă sumele alocate direcției dezvoltare pentru o bună gospodărire a orașului, avem anumite situații lăsate de regla care a intrat în situație de insolvență și știm foarte bine că sunt mici neplăceri pe zonele în care lucrează, pe care nu le putem lăsa la voia întâmplării și primăria a văzut că face efortul să acopere lipsa lor de prezență acolo. Nu vă mai spun că pe strada Mugur, dacă nu încerc, s-a surpat a doua porțiune de terasament. Cu alte cuvinte, cred că cuantum acestei sume este unul mult prea mare în raport cu celelalte necesități și cu situații neprevăzute care ar putea să mai apară până la sfârșitul anului. Mai este aproape o lună de zile. Vremea nu ne întreabă dacă mai avem bani în buget sau nu. Așa încât eu aș considera că o diminuare a acestei sume este mai mult decât oportună. Dacă luăm și în istoric, în anii trecuți, am alocat sume și pentru Revelion, și pentru televiziunea copiilor, așa cum se dorește și acum, și pentru iluminatul public, dar nu cred că am ajuns la asemenea quantum. Eu aș propune colegilor să avem în vedere o diminuare a sumei. Eu știu, consider că un 300 de lei ar fi absolut suficient pentru ce se dorește a face. Ne-a explicat domnul director de la Tatăl, domnul Sorin, ne-a explicat în principiu ce se dorește să face cu aceste sume. Cred că închirierea acelor căsuțe, eu știu, închirierea acelor două sau trei carusele pentru copii, ca să oferim accesul gratuit așa cum se dorește, și televiziunea, închirierea scenei și a celor care vor presta momentele de a întreține copii, de a face un spectacol acolo, cred că o sumă de 300.000 de lei ar fi suficientă. Așa apreciez eu. Și mie, așa cum a zis și colegul, mi se pare o sumă foarte mare alocată pentru cheltuielile respective. Și mă gândesc că dacă toate cheltuielile, sărbătorile de Crăciun au costat 350.000, cu această cheltuială de 680.000, nu știu dacă e o oportună atât de mare. Mă gândeam și eu la o diminuare, undeva pe la 300.000 de lei. Mi s-ar părea cât de cât justificată. Și dacă cineva din aparat ne poate da și nouă câteva detalii referitor la aceste cheltuieli care se vor face de 680.000 și cum s-au calculat. De ce nu s-a spus 200.000 de lei? De ce 680? Ce se cumpără efectiv de bani așa? Sigur că în momentul în care te apuci să construiești o casă, ți-o dorești din cărămidă. Sigur, poți să o faci și din chirpici. Nu cred că este la fel de confortabilă și nu cred că te simți la fel de bine acolo. Având în vedere succesul pe care l-a avut această caravană a lui Moș Crăciun cu televiziunea copiilor anul trecut, ne dorim ca anul acesta, într-adevăr, să putem aduce și câteva vedete de prim rang ale muzicii din România și, bineînțeles, să aducem cât mai multe obiceiuri și tradiții populare pe această scenă și în acest areal. De asemenea, cred că și produsele noastre tradiționale de aici, din Vrancea, trebuie să aduse în Focșani, care este, sigur, centrul și capitala județului și în care cred că poposesc cei mai mulți oameni veniți de prin alte părți și pot lua contact în mod direct cu aceste obiecte specifice Vrancei. Sigur, ne plângem că avem o infrastructură neadecvată. Există, într-adevăr, și această problemă.
Dar oamenii care vin trebuie să aibă, într-adevăr, posibilitatea de a lua contact cu aceste obiceiuri și cu aceste obiecte pe care noi, vrâncenii, le facem și pe care lumea de prin toate țările le apreciază. De asta am considerat estimativ o astfel de sumă. V-am spus la ședința de comisie că, în baza sumei aprobate, noi, conform legii, vom căuta să facem achiziții BSA cu o firmă și să colaborăm cu o firmă care, cu siguranță, va putea să întrunească toate cerințele pe care noi le vom stipula contractual. În așa fel încât o lună de zile, deci vorbim pe această sumă, nu pentru o sărbătoare de două zile sau de o zi. Vorbim de o lună de zile. Deci acest contract va fi încheiat odată cu ultima sărbătoare a iernii, sărbătoarea de Sfântul Ion. Așadar, pentru o lună de zile e vorba pentru această sumă, ca în fiecare zi să putem avea la dispoziție toate aceste lucruri despre care v-am vorbit. După părerea mea, se poate diminua suma, nu e bătută în cuie, deci nu s-a făcut un contract ferm în care nu se poate lucra și cred că propunerea domnului Profil este de bun simț. Acum am și colegii să analizeze. Vă supun la vot proiectul formă inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu 15 voturi. 14 voturi, proiectul a fost adoptat. Aprobat.